Cărcă, mă. Bine v-am găsit, stimați prieteni, iată-ne din nou în Salonul Artelor, aici, în această frumoasă încăpere a Muzeului Istoric Chișinăului, cu aceeași gazdă primitoare, Valeria Suruceanu. De data aceasta vom trece în revistă un eveniment important din Republica noastră, un eveniment muzical. Din păcate, vă dați seama de ce suntem în acest format, pentru că avem un timp extraordinar de sumbru, dar pe care, sunt sigur, îl vom trece până la urmă și vom avea și posibilitățile de altă dată, când vom fi auziți, văzuți, aplaudați și în alte condiții, în săli mari, în săli frumoase, cu spectatori care sunt, cred că, dornici de acum să ne revadă. Astăzi, în acele condiții pe care le avem, spuneam că vom trece în revistă concursul internațional Alexei Stârcea, având în această emisie, la această întâlnire, două personalități marcante din țara noastră, pe care vi-i prezint, care au fost și membrii juriului acelui concurs. Este vorba de Svetlana Bivol, maestru în arte, director al Filarmonicii Moldovenești, membru juriului, și Marian Stârcea, compozitor, artist al poporului, bine cunoscut la noi în țară prin creația sa, fiul remarcabilului Alexei Stârcea, personalitate cu totul deosebită, care a jucat și mai joacă un rol extraordinar în cultura muzicală a țării noastre. Așadar, înainte de a prezenta și laureații, sau unii din laureați ai acestui concurs, o voi face la timpul potrivit, aș vrea acum să discutăm un pic despre festivalul, ediția 12-a, sau mai bine, concursul ediția 12-a, Alexei Stârcea, dar poate și despre alte evenimente care au fost, dar urmează să fie și care poate le vom savura în alt format, după cum spuneam mai devreme. Așadar, doamna Svetlana, o trecere în revistă. Suntem în 20 aprilie. Dacă luăm de la 1 ianuarie 21 până ziua de azi, Filarmonica, ce-a făcut în această pandemie, în acest timp, în această urgie? Vă mulțumesc pentru că îmi oferiți această oportunitate să fiu astăzi aici împreună cu toți, să vorbim despre activitatea și a Filarmonicii și, pe urmă, în special despre acest minunat concurs. Bineînțeles că Filarmonica, cu toate problemele pe care le are, dar suntem găzduiți la moment la Palatul Republicii și acolo am organizat mai multe evenimente și în ianuarie, și în februarie, și în martie chiar de mărțișor. Ianuarie și februarie a fost de la început fără public, pe urmă cu public, evenimente din astea și de cântăm duete de dragobete cu folclorul și sonorități latine, cu orchestra simfonică și cu concert de Reveillon și multe, multe altele. În mărțișor le-am prezentat pe toate în format online și am avut o vizibilitate destul de impunătoare. Toate formațiile noastre au fost trecute în
revistă și orchestra simfonică și capela corală academică Doina și orchestra folclor. Am avut și două invitații extraordinare din România cu un ciclu vocal iubitei de departe de Ludwig van Beethoven, susținut la Muzeul de Arte, un eveniment central de o eleganță extraordinară. Deci am realizat și acest lucru. Ori concursul Alexei Stârcep a fost unul pe care ne l-am dorit cu tot din adinsul să-l facem. În ianuarie încă nu știam îl vom face sau nu, vom reuși sau nu. Până la urmă ne-am mobilizat cu toții și le mulțumesc pe această cale tuturor membrilor acestei minunate echipe, în primul rând lui Marian Stârcea, Agnesei Rusu și domnișoarelor Daniela Dascăl și Ludmila Leca, care au muncit foarte mult la realizarea acestui proiect. Și vreau din start să zic că a fost un concurs, o ediție de excepție. Am fost excepție în toate. Prima, că l-am făcut în pandemie. A doua, că am făcut excepție chiar pentru candidații care au depășit limita de vârstă. Pentru câțiva am zis că dacă totul în pandemie, facem și asta, să le dăm posibilitatea să se manifeste toți doritorii. A treia a fost încă o excepție minunată. Membrii juriului au decis să promoveze la etapa a doua pe toți 20 concurenți. Tot a fost o excepție și mie îmi pare că a fost o decizie foarte reușită, deoarece toți la fel au avut posibilitatea să cânte și la etapa a doua, dar voi știți, cei care participați în concursul, că de obicei toți se concentrează la etapa întâi. A doua de acum este, nu este, n-are nicio importanță, nu că n-are importanță, are. Dar toți își dau tot efortul pentru... De aici a fost etapa a doua, imediat a doua zi. Și au fost surprize în majoritatea cazurilor plăcute, deoarece ați știut să vă mobilizați toți concurenții și cine s-a prezentat un pic mai, poate, mai cu frică în etapa a doua și invers cei din etapa întâi care au fost poate mai puțin expresivi, în a doua au fost mai expresivi, dar până la urmă rezultatele au fost unele extraordinare și vreau să vă zic că Dumnezeu ne-a ajutat, că am reușit să oferim și premii grație partenerilor noștri, în primul rând Institutul Cultural Român Mihai Eminescu în frunte cu Valeriu Matei, care a oferit premiile 1, Mobias Bank Group, OTP Group, care au oferit premiile 2 și au tipărit aceste frumoase buclete pe care le-au primit toți concurenții. Direcția Cultură a Municipiului Chișinău a oferit premiile 3 și pe urmă, mână de la mână, am găsit și pentru premiile speciale toți. Familia Stârcea cred că a rămas fără buget, dar nu are nicio importanță. Noi cu domnul Aurel la fel am oferit un premiu personal, adică din partea Uniunii Muzicienilor este ok. Dar acum vreau să... și rezultatele au fost, după mine, foarte obiective. Nu știu cum se vor expune concurenții, dar juriul a fost unul foarte reprezentativ și binevoitor. În primul rând, maestru Mihail Munteanu a fost președintele juriului. Dumnealui este cel mai reprezentativ discipol al lui Alexei Stârcea. Și la toate concursurile a fost președintele juriului. Domnul Stârcea Marian, feciorul lui Alexei Stârcea, un compozitor cu o creație impresionantă. Sorin Lupu, tenorul de la Cluj, de la opera din Cluj, care de fapt pentru el cheltuielile la fel le-a suportat ICR-ul și asta este un lucru foarte important. A fost Tatiana Costiuc, câștigătoarea concursului, ediția a treia concursului Alexei Stârcea. Deci asta a fost o justificare că am invitat-o, este și solistă filarmonice și eu, mă rog, ca un fel de administrator, dar și membru a juriului. Vreau să vă zic din istoric un pic, că de fapt a fost inițiat acest concurs mulți ani în urmă de doamna Marie Bieșu, Dumnezeu să o odihnească. Normal că dânsa ținea foarte mult la promovarea artei academice vocale și a fost acest concurs organizat. S-au organizat 7 ediții, eu le țin minte foarte bine, la unele chiar am fost și în juriu. Pe urmă s-a făcut o tăcere de 10 ani. Deci concursul, probabil că n-am mai avut finanțare, n-am mai avut suport și a fost dat la o parte.
Când într-o zi cu domnul Stârcea la filarmonică am zis că noi nu avem dreptul și voie morală să-l lăsăm așa în anonimat. Și am decis să-l organizăm. Și din 2008, din nou, am revenit la acest concurs. A fost și o ediție specială 2 ani în urmă, când am celebrat 100 de ani de la nașterea lui Alexei Stârcea. A fost una foarte, foarte frumoasă și cu participarea orchestrei simfonice în final, cu toți membrii juriului, cei care cântă, care știu să cânte. Au cântat și ei împreună cu laureații. Atunci am invitat și pe laureații edițiilor precedente. A fost ceva foarte frumos, dar anul acesta, după mine, a fost cea mai reușită. Probabil știți cum, fiecare ediție este cea mai îndrăgită. De fiecare dată are ceva nou. Nu știu, eu pot să vorbesc încă foarte mult, dar cred că să-i oferim... Da, eu cred că putem vorbi... Avem timp. Până la 7. Până la 7, ok. Aș vrea să menționez că pe lângă cei care au fost alături de acest concurs, sau au sprijinit acest concurs, sau au muncit la acest concurs, nu ultimul rol l-a jucat filarmonica și echipa cu care ai lucrat, doamna Svetlana, și aș numi eu și pe Agnesa Rusu și pe prezentatoarea Daniela Dascăl. Daniela Dascăl și alții care am observat, fiind în preajma acestui concurs, care îmblau ca furnicile și voiau ca totul să fie la locul lor, deși nu erau în casa lor. Despre asta vorbim un pic mai târziu. Dar eu vreau să menționez, mă iertați că vă întrerup, și să-l menționez și pe domnul Aurelian Danilă, care și-a adus un aport foarte mare la acest concurs, la desfășurarea, în afară de faptul că a fost la toate ambele etape și la final, dar a venit cu cadouri pentru toți, pentru toți participanții. Cărți despre opera basarabeană scrisă de maestru Danilă și pentru laureați s-au oferit cărți speciale. Adică este un aport foarte important. Un tânăr care primește în dar un asemenea document, o carte de așa gen, el niciodată nu o să meargă să o cumpere la librărie, dar nici nu o să găsiți. Dar când, la mine. Da, dar când o să aibă și o să răsfoiască și o să vadă ce istorie bogată a avut și are opera basarabeană, bineînțeles că o să-l motiveze și mai mult să se manifeste anume în acest gen. Mă iertați! Mulțumesc! Să revenim la concurs și la Alexei Stârcea, mare personalitate. Vreau să spun neapărat, ca să știe toată lumea, pentru că eu mă mândresc și mi-amintesc foarte multe lucruri din întâlnirile mele personale cu acest minunat om de o cultură aleasă, de un rafinament extraordinar. Când discutam cu domnia sa, noi am lucrat împreună la radio. Eu fiind în redacție un începător redactor tinerel de 20 de ani și maestru Stârcea având sub 50, cred că era cam de vârsta domnule Marian, a fiului, când ne întâlneam, întotdeauna aveam emoții. Anume cu el, pentru că îmi dădeam seama că cât de cât trebuie să mă ridic la nivelul culturii, vorbirii cel puțin, al maestrului Stârcea. Mă interesau niște lucruri pe care dumnealui le știa foarte bine, pentru că le-a trăit, iar pe urmă, unele din acele amintiri au intrat și în cărțile mele despre operă, despre cultura muzicală și mai ales cultura muzicală din perioada interbelică în Basarabia. Eu aș vrea să-i pun două întrebări, domnule Marian. Cum își amintește dumnealui pe tatăl său, pe marele compozitor, Alexei Stârcea? Ar fi prima întrebare și până vom trece la calitatea interpretării în general a concursului. Te rog frumos! Când a plecat tatăl meu în neființă, am avut 15 ani. Și bineînțeles că multe nu le înțelegeam, nu le puteam percepe din cauza că
Trăiam într-o atmosferă deosebită și care ne înconjura în afara familiei, dar îl țin minte foarte și foarte bine și până acum cred că port amprenta personalității sale. Fiindcă era o persoană în primul rând luminoasă, care aducea ceva pozitiv, lumină, bine, vrând să spună, totuși, să atingă cele mai sensibile strune ale sufletului omenesc. În primul rând le făcea prin muzica sa, prin interpretarea sa, prin elevii aceia care studiau la el, prin creația care a ieșit mai departe de pragurile apartamentului nostru, selelor noastre și a ajuns totuși bine și în Europa și în fostă Uniune Sovietică și cred că asta îl mânca undeva dinainte, dinăuntru, că permanent fiind sub presiunea a multor circumstanțe care totuși cred că nu-i făceau viața așa de liniștită, frumoasă și doar în bucurie, ruptând și încercând cumva totuși să demonstreze că în viața aceasta este ceva mai frumos, mai înalt, mai profund, care într-adevăr este o valoare și pentru aceste valori se poate totuși închide ochii la anumite lucruri mai puțin frumoase în viață. Și cred că asta s-a străduit să ne dea și nouă copiilor și celor care îl înconjurau, elevilor, rudelor, oamenilor apropiați. Cred că asta era cea mai importantă, totuși poziția lui de viață, ne pusă cumva așa pe hârtie, că eu trebuie să fac asta, era așa sufletul lui Dumnezeu, era așa totuși înțelepciunea lui și înțelegerea acestei lumi, care a trecut dintr-adevăr prin multe suferințe, greutăți, dificultăți și a ajuns totuși o persoană remarcabilă. Dumnezeu să-L odihnească. Dragă Marian, ia spune-mi concursul ediția a 12-a, da? 12. Prin ce s-a deosebit de celelalte concursuri, de celelalte manifestări, pe lângă faptul că s-a desfășurat în condiții precare din punct de vedere al ceea ce trăim noi acum, din punct de vedere al pandemiei. Care a fost totuși? Eu știu că dacă nu era ceea ce este în timpul de azi, participau mai multe țări, dar și de data asta a fost, din câte știu, Ucraina, România, și România, da. Noi, da, și în total au fost vreo 20 de concursanți. Care este deosebirea de celelalte concursuri? Mie îmi pare că era o mai multă apropiere participanților, membrilor jurului, organizatorilor, tuturor, în jurul muzicii, în jurul a ceea ce există frumos la concursul Alexei Stârcea și atmosfera aceasta binevoitoare, în primul rând, eu zic, între interpreți, care au fost la un nivel foarte și foarte înalt. Eu nu mi-aduc aminte de ediții, ca într-adevăr așa să fie echilibrat nivelul maestriei interpreților, fiindcă era, doamna Svetlana a spus că toți au trecut la etapa a doua, dar asta nu era excepție, adică n-am avut încotro, erau așa de buni interpreții, că cumva nu se ridica mâna să se oprești cineva, nici nu avea unde opri, adică găsi niște momente care să-l scoți pe unul sau la doilea, erau foarte și foarte buni. Și acest nivel înalt care l-au demonstrat, mie care îmi pare că asta cea mai mare care caracteristică a acestui concurs, anume ediții actuale, a 12-a. Și eu sunt înaripat după aceste rezultate, după toate ce s-a spus, după ce se vorbeau de acum între interpreți, între membrii juriului, cumva atmosfera asta, totuși, într-adevăr, este foarte binevoitare. Eu cred că totuși pe viitor va fi și mai frumos și asta este un pas necătând la condițiile în care le-am avut, financiare,
ne fiind ajutați de structuri care au fost obligatorie, obligatorie să ne ajute, să susțină concursul, să fie alături de interpreți, să promoveze adevărata arta, valoric, tot ce există în țară, dar în asemenea condiții și de pandemie și de toate, s-a reușit ceva frumos prin binevoitoarea acea atmosferă care eu cred că va rămâne, trebuie să rămână și mulțumită acestor minunați interpreți, concursul a reușit. Dar eu vreau să mai adaug aici, ca prin ce se vede. De obicei, băieții erau mai puțini. Anul acesta... În general, practic, băieții sunt mai puțini. Exact. Anul acesta, practic, a fost la egal. Foarte interesant. Au fost 3 tenori, 3 baritoni, 3 bași. Am avut 3 concurenți din străinătate, adică cifrele tot joacă foarte interesant în acest concurs. Și adică a fost o chestie destul de... nu ne-am așteptat că din România totuși o să reușească să vină. Pe urmă, concurenta din Ucraina studiază aici, dar oricum este stabilită în Cernăuți și oricum a reușit să vină, să participe. Adică, într-adevăr, Mariana are dreptate, ori nivelul a fost unul foarte, foarte bun, că toată lumea acasă în pandemie, tot rău e spre bine. Au avut timp să studieze, să se pregătească, să chibzuiască, să analizeze. Și de la început, domnul Danilă, nu vă dați seama, cu 5 zile înainte de termenul limită, adică când trebuia depuse actele, am avut o concurență și noi ne gândeam, ce să facem noi? Până la urmă au venit 20, da, lumea tot stătea pe ultima 100 de metri, să vadă. Dar cine mai participă? Dar cine? Eu înțeleg tare bine și curiozitatea și dragoste pentru artă, da. Sigur. Bine, ca să nu plictisim foarte mult cei care ne urmăresc, aș vrea să propun două lucrări în interpretarea unuia din invitații noștri și este vorba de Stas Voloșin, care m-a prevenit să-l numesc Stanislav. Stanislav. Și care... spune-mi, te rog. Da, uite, jucăria asta se numește microfon. Da. Pune-o, te rog, și spune-mi, te rog, la cine ai făcut studiul? Aici, în Chișinău, am făcut studii în anul... Am absolvit Academia ca dirijor de cor. În anul 4 mi-am adăugat un an de canto academic. Am învățat la doamna Tatiana Busuioc. După aceea am plecat la Moscova, acolo am studiat la domnul Iuri Grigoriev, la Conservatorul din Moscova. La Iuri Grigoriev? Da. Fost solist la Teatru Mare. Da. Da, l-am cunoscut. Și m-am pregătit de concurs, fiind acasă în pandemie, m-am pregătit tot cu doamna Tatiana Busuioc. Natalia Lazio. Eu cred că, din câte ne-am însemnat aici, e vorba, în primul rând, de monologul din opera Inima Domnică, e monologul sau, da? Da, da, da. De ce m-ai părăsit? E a mea și nu-i a lui. Atunci de ce-a fugit cu el? De ce-a plecat ea? Să fiu de râsul lumii amăgit-o rău, nici-o întristare nu e. Hei, Toma, multe urăsc! Hei, Toma, moartea-ți doresc! De tine nu-mi teamă, de tine nu-mi milă!
luna, blestemul să te omoare. Dușmani suntem noi, Toma, pe viață și pe moarte. Pentru că, fiind un material folcloric foarte bun, material național, dar și foarte profesionist pus în partitură, cred că ar fi avut succes această creație. Dar să vedem, poate, poate cândva. Oricum, domnule Stas Stanislav, în continuare, ce vei cânta? Costa Coela, Rigoletto Verdi. Te rog. Nu, nu, nu. Costa Coela, per me pari sono a quand'altre d'intorno, d'intorno mi vedo, del mio cuore l'impero non cedo, belle d'una che d'altra beltà, la costoro a Venezia e quando no, di che fatto ne fiora la vita, soggi questa mi torna gradita, forse un'altra, domani sarà un domani lo sarà. La costanza tirano del cuore detestiamo col morbo, col morbo crudele, sol chi vuole si servi fidele, non l'amor non ho se non è libertà. E pariti c'è lo so furore delle amanti le smanie derido, anco d'argo c'è tocchi di sfido, se mi punge una qualche beltà, se una qualche beltà. Mulțumesc mult! Da, asta da, că a fost director a Teatrului de Operă, da, la și dumneavoastră Sfeloată, la fel, da? Eu nu știu. La Sfeloată? Bineînțeles, da, așa. De acum vă gândiți la întoarcere ce faceți. Vreau să spun acum că pe parcursul concursului, una din cele mai solicitate corepetitori, maestru de concert, dar și una din cele mai profesioniste după mine, a fost Natalia Lazicova, care, care va acompania astăzi, va fi împreună și cu ceilalți doi invitați, pe care a cunoscut-o și geografia jocurilor delfice pe unde a fost echipa noastră. Peste tot a fost Natalia Lazicova și s-a prezentat foarte, foarte frumos. Acum vă invit pe doamna Inga Lupu, care va interpreta de asemenea două creații. E vorba de romanța De ce nu vii, prelucrare de Alexei Stircea. La cine faci școală? Încă la conservator. La cine? Domnul Mihail Munteanu. Domnul Mihail Munteanu este profesorul doamnei Inga Lupu și cred că după absolvirea conservatorului va rămâne în
Teatrul Maria Bieșu, unde la momentul de față este angajată. Te rog, Inga Lupa. Mulțumesc. Da. Cum îți vine mai bine? Deci, face cu Tosca, Tosca din opera Tosca. Din Tosca, de cu cine? Și după aia va veni romanța.
Foarte frumos. Mergem mai departe? Da, da. Vreau să menționez că am avut și concurenți foarte tineri în acest concurs și de diferite specialități. Cel mai tânăr interpret a fost Stelian Curcă, care este student la Universitatea de Medicină Nicolae Destemițeanu. Este cel mai tânăr, doar de 20 de ani, pe care l-a urmat Nicolae Iurcovski, tenorul Nicolae Iurcovski, care are 21 de ani și acest a devenit cel mai tânăr laureat al concursului. Este Nicolae Iurcovski, care de fapt a câștigat concursul, a luat premiul întâi. Și vreau, înainte de a-l invita în scenă, vreau să menționez că juriul s-a expus și a notat în procesul verbal că ar fi bine să inițiem și să includem și marele premiu în acest concurs, deoarece au fost concurenți care au meritat și marele premiu. Normal că au fost condiții financiare foarte, foarte complicate, dar ne-am descurcat până la urmă destul de bine și dacă vom găsi un partener pentru marele premiu, la ediția următoare, cu siguranță, îl vom avea. Ori acum, câștigătorul concursului la categoria Voce Bărbat, Nicolae Iurcovski, vine să ne cânte două creații. Și anume, Nicolae ne cântă, de la început masne sau roma? Cum doriți, hai lăsăm, vine mai bine. Cum e mai bine? De ce nu? Vierter, da? De la început. De ce nu vii? Deci romanța populară, De ce nu-mi vii, în prelucrare de Alexei Stârcea și masne are a lui Vierter din opera Vierter. Rindunelele se duc, se scutur frunzele de nuc, se așează bruma peste vii. De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii? O vino iar în al meu braț, să te privesc cu mult nesaț, să razem dulce capul meu. Destinul tău, destinul tău, ți-aduce aminte cum pe-atunci când ne primblam prin văi și lungi, te ridicam de sub suor, de-atâtea ori, de-atâtea ori. În lumea asta sunt femei cu ochi ce izvoresc întâi, dar oricât ele sunt de sos, ca tine nu-s, ca tine nu-s, căci tu înseminezi mereu viața sufletului meu, mai mândre decât orice stea, iubita mea, iubita mea. Târzie, Doamne, e acum, se scutur frunzele pe drum și lanurile sunt pustii. De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?
Și acum, în cele ale lui Vescu, opera trecere în revistă a prestigiosului concurs internațional Alexei Stircea. Le mulțumesc mult, în primul rând, participanților, tuturor participanților la concurs, celor care astăzi ne-au delectat cu romanțele maestrului Stircea și cu arii din clasica universală. Mulțumesc invitațiilor, membrilor juriului, Svetlana Biul și Marian Stircea și, nu în ultimul rând, sigur că primitoarei gazde, directoarei acestui muzeu, Valeria Țurceanu. Am zis că nu avem voie pentru public. Din cauza asta suntem astăzi cu aplauzele noastre, numai drept că mai avem și o admiratoare a muzeului care întâmplător se afla prin muzeu. E vorba de o dansatoare din ansamblul Teodor, da, care totuși este în sală, dar nu trebuia să divulg secretul, să nu avem noi plăcere, dar mai ales iasă noi. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și sper, stimați prieteni, să ne reîntâlnim cu altă ocazie, trecând în revistă alte evenimente din domeniul artelor. Îi mulțumim foarte mult domnului Aurelian Danilă, academicianul, profesor universitar, autor la foarte multe monografii și cărți de înaltă și mare valoare pentru cultura noastră națională, special cea muzicală, și pentru frumoasele inițiative de a face aceste saloane de artă atât de necesare pentru sufletul oamenilor noștri. Vă mulțumim, domnul Danilă. Mulțumesc.
Mulțumim!